Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea-i turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin.
Sinaxar. Astăzi, 12 martie, biserica noastră dretmăritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teofan Mărturisitorul din Singriana, care a locuit în țarina cea mare. Preacuviosul Teofan Mărturisitorul s-a născut pe la jumătatea secolului al VIII-lea la Constantinopol, părinții săi fiind demnitari împărătești. Printre rudele sale se numărau doi împărați ai Imperiului Bizantin, Leonisaurul, anii 717-740, și Constantin Copronimul, anii 740-775. Deși Imperiul Bizantin era acaparat în special în rândul demnitarilor de erezia iconoclastă, adică a luptătorilor împotriva icoanelor, părinții lui Teofan erau adepții adevăratei credințe creștine. Orfan de tată de la vârsta de 3 ani, Teofan este crescut de însuși împăratul Constantin Copronimul, care, în înțelegere cu unul dintre demnitari, îl logodește la vârsta de numai 12 ani cu fiica acestuia, urmând ca la vârsta cuvenită să-i căsătorească. Numai că cei doi tineri hotărăsc în ziua nunții pe ascuns să trăiască în deplină curăție, Teofan rămânând impresionat de faptul că și cea rânduită lui ca soție nu trea aceleași gânduri. Împart pe ascuns mare parte din avere săracilor, dar Teofan își îndeplinește și atribuțiile de demnitar împărătesc. După moartea celorlalți părinți ai lor, se hotărăsc pentru viața monahală, soția primind numele de Irina în mănăstirea Princhipos, iar el în mănăstirea lui Polihroniu în Sigriana. Timp de 6 ani, îmbină rugăciunea cu munca, copiind cu mâinile sale diferite lucrări și ridicând o mănăstire în insula Calonim. A participat la sinodul al 7-lea ecumenic de la Niceea din anul 787, fiind apreciat de participanți. În timpul împăratului Leon Armeanul, anii 813-850, se reîncearcă impunerea ereziei iconoclaste și pentru că Teofan rămâne statornic în cinstirea icoanelor, este exilat în insula Samotracia. Deja bătrân și bolnav, după 23 de zile de exil moare la data de 12 martie. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Grigorie Dialogul, papă al Romei. Preacuviosul părinte Grigorie Dialogul s-a născut în anul 540 la Roma, în timpul împăratului Justinian, anii 527-565. Ocupă diferite funcții în administrație. La 34 de ani devine pretor, adică prim judecător al Romei. Înclinat spre viața duhovnicească, după moartea părinților se călugărește și pe terenurile sale zidește 7 mănăstiri în Sicilia, înzestrându-le cu toate cele trebuincioase. Apoi, chiar în casa părintească din Roma, înființează o mănăstire cu hramul Sfântului Apostol Andrei. Apreciat de Papa Pelagie, este trimis ambasador al Sfântului Scaun la Constantinopol, iar la întoarcere este numit stareț al mănăstirii din casa sa și arhidiacon al papei. După moartea episcopului de Roma, este ales papă. L-au caracterizat încrederea în rugăciune, smerenia și milostenia. A zidit foarte multe case pentru săraci, nu numai în Roma, ci și la Ierusalim și în muntele Sinai. S-a opus categoric comerțului cu sclavi, pe mulți eliberându-i și botezându-i la credința creștină. Este cel ce a hotărât ca să se săvârșească de către romani Sfânta Liturghie și în post, alcătuind liturghia darurilor mai înainte sfințite, care se săvârșește și astăzi. A scris multe cărți, devenind cunoscut în întreaga lume prin fapte din viața sfinților care au trăit pe pământul Italiei sau Dialogul. Într-o zi de 12 martie, după 13 ani și jumătate de păstorire ca episcop de Roma, a trecut la cele veșnice. Tot într-o această zi, pomnirea dreptului Fineas, care în pace s-a săvârșit, pomnirea celor 9 sfinți mucenici care prin foc s-au săvârșit și pomnirea cuviosului părintelui nostru Simeon, noul teolog, care în pace s-a săvârșit, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.